Da, mă lăsa pe jos, fiți atent. O plecat pe vapor și mă lăsa pe jos. Ia. Asta e, ce să fac? A rămas și fără copii, și fără mașină, și fără nevastă. Oh, Tom, nevastă, oprește. Nu oprește. Bravo! Am urcat mașina. Daniela s-a dus să schimbe pe Milan. Și eu am să mă arunc să fac o baie, dar nu știu ce să zic. N-am pantaloni la mine, cum aș arunca. Știți? Deci, bun venit la un nou vlog. Astăzi am ajuns în vacanță. Am plecat ieri și astăzi am ajuns, am venit cu mașina. Suntem într-o țară foarte frumoasă din Europa, unde pentru mine e prima oară, Daniela a mai fost, sunt în Grecia. Am ales să venim aici pentru că am zis că e mai aproape și să avem timp să stăm mai mult, că avem 10 zile libere, adică eu am 10 zile libere de la cutare din 1 până în 10 august, m-a luat, așa mi-a luat fiecare an, de la începutul august. Concediu și am venit cu Daniela, cu Bebele. Acum vedem până când o să fie, am venit cu mașina, am făcut 17 ore până aici. Mor de auzi cum plânge la baie, va, are sărac cu atâta de... Mor toți copiii după un an de zile, mai au așa... Eu asta crize de comportament, eu vor numai să fac numai cum vor ei, orice numai cum vor ei. Și am venit 17 ore cu mașina, am condus și eu și Daniela, eu 15 zile cum am fost la cântare, de 15 iulie până acum am avut fiecare zi pe la Maramureș, pe la Satul Mare, în țara Oașului, pe acolo și ultimele zile n-am prea apucat să dorm. Rupt de obosit. Am dormit pe drum, am mai condus ea, am mai condus și eu un pic. La 6 seara, ajungem acolo mai bine, apucăm să dormim un pic și de mâine începe distracția, Ține acolo! Ține băiatul ăsta frumos! Ține acolo! Ce faci aici? Ha? Unde te uiți? Suntem deloc cuminți, că noi am stat cuminți tot drumul, da? 17 ore, fă cel mai cuminte băiat. Și acum trebuie să umble, să alerge, nu stă deloc cuminte, uite. Nu mai trebuie să exploreze, să vadă ce se întâmplă. Milan! Dă-o pupă la ta, dă-o. Mua, dragă-i de mua! Mua, ca mua, mua! Vai, te iubesc, am plecat, gata, eu. Am plecat. Uite-o pe mami. Ciao. Uite-o pe mami. Fai tai. Dă pupă, cum dai tu pupă la ta? Dă pupă. Mua. Dă pupă. Bravo. Unde ați fost? Hai, cum ți-o făcut părul? Te-o tras de păr. Mă, de ce o tragi pe mami de păr? De ce o tragi de păr? Nu mai vin după tine, să știi că mai tragi de păr, uite. Hai, coci, hai. Fii sus aici. Wow. Oh.
lucrarea. Frumos. Uite ce frumos e. Uite ce frumos e, uite. Uite. Uite aici. Uite aici. Ia. Uite ce fain se vede eu. Eu. Ai, ce frumos e. Uite foarte frumos aici. Upe ziua. Ne așteaptă și cu fructe oamenii. Te uite, Mila, îmi plac fructele, să ai? Bună! So your keys are here. Okay. So air conditioner is here. You may switch it off. Coffee tea facilities and water are complimentary and reviewed every day. Uite ce frumos e. And here is a safe. Uite pătuțul tău aici, uite-l. Ăsta-i. Aici o să dorm tu aici. Aici. Să-ți vin iată. Dă-o cu pălța ta, pe pupă. Ia, băi. Ce cum am adormit. Bună dimineața. Bună dimineața. Ai bună dimineața. Bună dimineața. Cam mult ați dormit, nu vi se pare, domnul Milan, că ați dormit cam mult? Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, s-a trezit dulceața. Gata? Gata, gata. Te pupă? Ei, domnule, domnule. Nu am zis de mâini, mă. Haide, bebe mic. Haide. Opa! Haide frumosule, la mare. Haide. Ce zici, mami? Îți place plaja asta? Îmi place, da. Uite băiatul! Uite băiatul! Câte una, mami, câte una? Așa. Tu vrei tot câte două să cobori? Opa! Hai! Hai la aput! Hai la plajă, hai da. Hai zi mele. Ce râzi acolo, bă? Apciu! Apciu! Cam înghețată. Bună! Hai că ți-i mâncăm noi. Bun? L-ați înghețat, am zis? Bun, bun. Deloc nu stă, bă, deloc nu stă cu minte, uite-l. Mere afară, vine înăuntru. Și-a luat un șervețel, șterge pe jos cu el. Așa ceva n-ai văzut. Uite cum coboară scările acum. Păi copiile, mă. Mă, mai stai și tu cu minte un pic. Ne. Nu stai deloc, hă?
Ce e? Pietri mănânci? Tu, fă, tai. Așa, șterge acolo, fă curat, șterge, bun. Bravo. Uite, acum i-au dus oamenii ăștia la altă cazare, ne-au dat altă cazare aici, din partea lor. Au văzut că suntem oameni faini, cum ar veni. Uite ce faini. Ok, au văzut că Milan e frumos, e de-aia. Hai să-l arătăm. Wow, so nice. Uite. Ce faină, bă. Se deschide automat, mă și WC-ul, mă, se deschide automat, mă. Uite, piticul meu. Dă pupă la tata, cum dai pupă? Mua! Deci asta e înăuntru. Și stați să vă arătăm și afară ce frumos e. Opa! No. Hai sus, nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Gata. Bravo! Ați văzut ce frumos e? Îmi place cum arată. Nimic, tati, ne cădem, ne ridicăm, asta e. Uite, ne-o pregătit aici și ceva așa, de haleală. Asta este piscina de afară. Milan nu mai are stare deloc. Băi, nu te... ai grijă să nu te duc la piscină. Și aici cobor direct în mare. Uite ce frumos, sunt niște scări pe aici și coborită. A, aici de fapt, că era de la altă vilă. Uite ce frumos e. Ia uite. Ce fain. Bun. Acum azi la ședința foto. Da, știu. Suntem la ședința foto, oameni buni. Eu, cameramanul. Zâmbiți, vă rog. Aha, de asta și vreau și eu după aia. Unde am venit noi? Sunt ultimele zile de vacanță, de concediu. Uite la ce loc frumos am venit. Uite aici la un restaurant unde se vede foarte, foarte fain răsăritul. Răsăritul așa în etapă, un sus, stai să vă arăt. Ia uite ce frumos se vede. Uite copilul meu. Uitați-o frumos se vede aici. Uitați-o. Și mami, uite ce frumoasă e. Și sexy. Îmbrăcată sexy. La soare te poți uita, dar la ea ba. Filmează un pic să vezi acolo. Uite ce frumos se vede răsărit. Și a doua oară zic răsărit, o apus. Cu copil l-am trimis la plimbare. Și mai ne facem. Asta e partea care nu se vede la televizor. Asta e partea la... Hai sus la tata, hai. Asta e partea care nu se vede, în care Milan e mărit. Gata. Ei nu vrea să stie nici cum. Ia încălță-l. Hai să ne încălțăm. Gata. Mami. Ne încălțăm. Uite, și ne încălță mami mergem. Acum. Ne încălță. Wow. Mami și mere tai. Și merge și alergăm după pisica aia, bine? Da, e că n-are un ochi săracă. Da? Da, zici că e din filmul ăla, după numele. Zbigel. Tu ăla vă mângâie copilul. Dar eu pupă. Dar eu pupă la mami. Dă-i pupă.
Așa, și de pupă și la tata. Sunt ultimele noastre zile. Cum au fost? Super. Acum mai ziceam la culiță că e tata extraordinar. Da? Da, asta am văzut ce zilele astea la el. Bine, știam, dar zilele astea... Da, eu sunt tată extraordinar, ce că am grijă și așa, dar numai că nu-mi place să schimb pampersul. Nu mi-a schimbat pampersul de tata. Da, nu neapărat că nu-mi place, dar îmi vine câteodată să vomit, că miroase prea tare. Nu știu, la voi cum e, care sunteți tați și trebuie să schimbați? Cum e, schimbați sau nu schimbați copilul de pampers? În rest, m-a ajuns cu altele, deci compensează. Mulțumesc. Uite, s-a calmat, am pus niște desene. Noi de obicei nu l-am învățat cu foarte multe desene și cu tablete, cu telefoane, da? Chiar când nu ai încotro și vezi că, nu, că face... Nu mai poate, nu mai se poate. Trage și se pune pe jos, dar da, că el încă nu înțelege. Deci da. N-ai cum să te înțelegi că el să-și ia, să fie cu minte, că nu înțelege. E și obosit. Și e și foame. La noi chestiile așa sunt super rare, pentru că noi ne mirăm de el că e foarte cu minte, deși vacanța da, asta. Da, 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 chiar ziceam, Doamne, ce copii cu minte. 90% a fost foarte, foarte bine. Foarte, foarte cu minte. Da, și acolo, când stătea. Are momente din astea, nouă ni se pare că, ai, de capul meu, măi, da. Și cu acolo, cred că alți părinți s-a admirat și lasă că asta nu-i nimic. Dragul meu. Lasă că-i facem o surioară și atunci stă mai cuminte să joacă cu ea. Da, deci... Tot insistă cu surioara. Mai insistă, mai insistă. Mai mult. O să insist mai mult. Este un loc foarte, foarte frumos. Aici a făcut Daniela o rezervare la un restaurant și o să ai că mergem să mâncăm undeva să vede frumos răsărit. Deci eu nu... A patra ori am răsărit. Să vede foarte frumos apusul. Și mă gândeam că e un restaurant așa normal, dar e chiar foarte, foarte, foarte fain. Era o grămadă de lume acolo la intrare, stăteau la rând să intre și noi am intrat în față că am avut rezervare, că am dus o creier să facă rezervare. Aveți rezervare? Avem, haideți. Da, dar nici nu... Și eu care am rezervat nu m-aștept cum să fie chiar așa de frumos. Mai venim și mâine. Am venit să venim mâine, să ne filmăm pe aici. Barca, ia. Hai, mami. Poate avem și mâncare. Ia-te, băiatu, ia-te, bă, cu mereu cu barca. Unde mergi, mami? Unde pleci? Unde pleci, Milan? Bravo, captain! Bravo, you are great, captain! Great, captain! Îți place Milan pe apă? Ce zici? Te tentează? Meseria asta. Trebuie să pape. Thank you. Uitați că unde trezerea. Uitați și Titanic-ul. Mamă, cât e de mare, Doamne. Nu știu dacă realizați, da? Are
sute, cred că, de apartamente. Foarte, foarte mare. Uite, bă, că eu căutam, bă, și ei sunt aici. Uite, bă, că eu căutam și ei sunt aici, dragostile mele frumoase. Ioi, Doamne. Ce spui, mami, cum a fost? Fain, dar mergem cu ăla acum. Cu ăla? Vreau și într-un de ăla de croazieră. Să nu cazi, măi! Vă pupăm. Cam asta a fost vacanța noastră până acum, dar continuă, nu se oprește aici. Milan, în fiecare vacanță pleacă cu un semn pe față. Da. Deci am, după cum v-am spus, am venit în direcția cu mașina. Ne-ați întrebat mulți că de ce am venit cu mașina. De ce am venit? Am venit așa am vrut. Așa am vrut. Pentru că am avut liber până... Am avut liber aproape 2 săptămâni și toate charterele și toate excursiile pe care le-am căutat erau doar pe 7 nopți. Și ne-am vrut să profităm la maxim de zilele astea libere, așa că de asta... Am hotărât să venim cu mașina. Da, și plus de asta, noi de aici trebuie să mergem în Albania. Eu am de cântat la o nuntă în Albania și nu puteam să merg cu avionul pentru că erau foarte multe avioane de schimbat. Vino în Grecia, altă în Albania, din Albania în România. Nu am găsit zbor exact cum voiam noi. Și atunci am zis că mergem cu mașina, că e mai bine. Inițial am zis că mergem în Creta, după aia în altă insulă și am văzut că e Corfu aproape de Albania și așa am zis, hai da. Corfu că e aproape de Albania, mergem pe jos, era să zic, mergem cu mașina. A fost foarte fain, ne-am bronzat de numai și eu și Daniela și Milan, suntem negri. Și acum ne-am urcat mașina pe un feribot din ăsta, suntem în el, înăuntru foarte, foarte mare. E prima oară și când, adică a doua oară că am mers când am venit cu unul. Și mergem direct în Tirana, așa e la oraș, la regiunea aia din Albania. Ne așteaptă acolo... Capitala Albaniei. E capitala? Mă scuzați, geografia mea. Ne așteaptă acolo fratele Mirelui, care de mâine. E prima noastră nuntă în Albania, formația o să vină mâine. Aș vrea să vină și Daniela cu bebele, să vadă cum e la ei, că la ei sunt obiceiuri foarte faine la albanești. Și vedem ce va fi. Găsim un babysitter da. La Milan, dacă știți, vă ținem la curent, vă ținem la curent și cu nunta din Albania, mai facem un vlog și acolo, dacă e. Vă pupăm! Vă pupăm, pa, pa!